În familia soților Dubceacă din satul Bozieni, raionul Hâncești, acum câțiva ani a început să plouă cu nepoți. Se întâmplă de când toate cele trei fiice ale lor, Iulia, Marina și Irina, au devenit gravide la distanță de o lună. De 16 ani, în familia noastră era un singur nepot care se bucura de toată dragostea bunieilor. Și în 2018, având deja 2 ani de căsătorie, am aflat surprinzător că sunt însărcinată, era un copil foarte așteptat și mult dorit. Și eram atât de bucuroasă că o să-mi anunț familia despre acest eveniment, pentru că toți așteptau un următor nepot în familia noastră. Și iată, în martie, vin și anunț pe părinți, pe surori, că sunt însărcinată, că vor fi mătuși. Trece o săptămână, Marina mă sună și îmi zice că, da, tu știi că am făcut un test și sunt și eu însărcinată. Ne bucuram deja dublu pentru familia noastră. Ca să mai treacă încă vreo 2 săptămâni și sora deja mai mare să zică că și ea e însărcinată. Surorile spun că a fost o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că nu au planificat să devină mame în același timp. A fost o bucurie foarte mare. Asta au fost toate împreună, că ne-au 2018, ne-au dat de știri. Mă simțeam cel mai fericit, desigur, și am mai tras o lacrimă. Toată lumea ne privea surprinsă și se gândeau, poate suntem prietene, poate suntem cunoscute, dar când aflau povestea noastră că suntem trei surori și toate cu burtici, se uimeau. Chiar dacă Marina, sora cea mijlocie, e stabilită cu traiul în Germania, iar Iulia locuiește în Chișinău, acest eveniment le-a unit mai mult decât oricând. Ne-am apropiat încă mai mult, da, după ce am născut copii. Valorile care le-am primit noi la bunica, la părinți, încercăm să transmitem lor. Adică ne străduim să transmitem copiilor aceleași valori. Cea de-a 80-a aniversare a bunicei lor le-a reunit după o lungă perioadă de despărțire. Surorile i-au adus cel mai de preț cadou, îmbrățișarea celor 9 strănepoți. Asta e o comară bogată. E mare comară. Altă bogăție nu trebuie. Asta e cea mai mare bogăție.